Oltenia continuă să se clatine, inclusiv noaptea trecută, puțin după ora 3. Oamenii au fost treziți de un cutremur de 4,2 pe Richter, produs la o adâncime de 11 km. Au fost peste 160 de replici în două zile. Oamenii nu își revin din șoc, iar specialiștii nu au explicații pentru ce se întâmplă. Într-o zonă în care de 200 de ani nu a mai avut loc un cutremur puternic, două seisme și peste 160 de replici lovesc într-un interval de doar 24 de ore. Gorjul a fost cel mai afectat județ. 20 de case, 15 blocuri, 2 biserici și 7 sedii de instituții au fost avariate. Printre ele, clădirile primăriei și prefecturii sau mănăstirea Tismaia, unde turla este în pericol de prăbușire. 6 mașini au fost avariate. Fisuri ale imobilelor și elemente de construcție desprinse au fost semnalate și în Dolj, Hunedoara, Mehedinți și Vâlcea. Au căzut stânci pe defileul Jiului, iar drumarii au fost nevoiți să intervină. Unele s-au simțit până în Serbia și Ungaria. Cutremurul de marți, 14 februarie, a avut peste 200 de replici. Acesta s-a resimțit destul de puternic în numeroase județe. De altfel, seismul a fost înregistrat la adâncimea de 6,3 km. Conform Institutului de Fizică a Pământului, regiunea în care cele două seisme s-au desfășurat are o activitate submoderată. Astfel, cutremurile de peste 5 grade pe Richter au fost foarte rare. De altfel, ultimul cutremur cu o magnitudine de peste 5 grade a avut loc în anul 1943. Totuși, în zona a fost acumulat un anumit stres tectonic, au explicat specialiștii. Sunt semne care sunt interpretate ca prevestind un mare cutremur, cum ar fi animalele agitate, replici multe de mică magnitudine sau creșterea concentrației de radon. De cele mai multe ori, aceste semne nu sunt urmate de un cutremur devastator. Mulți geologi spun că este aproape imposibil să fie prognozat un cutremur mare, fiindcă sunt multe lucruri de analizat și, deși mișcările plăcilor tectonice sunt lente și de durată, cutremurul se declanșează rapid, ruperea se produce instant și undele de șoc se propagă foarte repede. Cutremurile se declanșează brusc și pot dura și sub 30 de secunde. Cele mai lungi pot dura și 3 minute, dar sunt cazuri rare, relatează click.ro.